Băi, sincer, eu chiar n-am vrut să fac clip pe tema asta și nici despre tipa asta, pentru că mi se pare irelevantă și deja a omorât BC și a făcut subiectul ăsta mult prea hype și lumea încearcă să se folosească de subiectul ăsta pentru că e foarte crescut de către BC, dar eu o să vin cu argumente și nu cu un rău să o iau la mișto. Bine, o să o iau și un pic la mișto doar pentru amuzamentul vostru, pentru că știu că vă place și o parte de ironie, nu numai argumente, dar, cum am spus, mie îmi place mai mult partea de argumente. Așa că hai să vedem ce fel de cancer s-a născut în Mimi. YouTuber o să fuți când mai vii în țară. Pentru niște abonați mi-e milă de tine iară. Deci arză că nu trebuie să te fut fizic. Îți fut mintea cu... Înainte să intru în subiectul Mimi și ce facea pe YouTube, vreau să-i amintesc anumite lucruri, pentru că sigur va vedea clipul ăsta, pentru că lumea o să-i dea clipul. Dacă lumea nu o să-i dea clipul, să-i dați voi clipul, să-l vadă și să-mi comenteze cât de nașpa sunt. A, și poate îmi dă și un strike ceva, pentru că o să-i folosesc clipul. Dacă îmi dă strike, o să mai am un motiv să fac un videoclip despre aia și să arăt lumii cât de nașpa e. Dar nu e nicio problemă, nu e nicio problemă. Hai să-i amintesc puțin trecutul. Vrei să te amintesc că tu ai crescut pe spatele lui Vural, tu ai avut un videoclip de 400.000 de view-uri alături de Vural, pentru că hai la mine să filmăm. Foarte tare, foarte tare. A, da, videoclipul nu mai e pe YouTube, dar în caz de lumea nu știe treaba asta, uite, aveți aici o poză cu videoclipul, era ceva de genul bagă-mi alimente în gură și ghicește ce e. Vural, de ce ai filmat așa ceva cu tipa asta? What the fuck, Vural, eu aveam o impresie mai bună despre tine. Mă rog. A uitat treaba asta și a uitat că datorită lui Vural o știa lumea, pentru că clipul ăla a făcut-o să bube în vizionare și în subs. Dar nu s-a oprit aici, bineînțeles. Ea a crescut pentru început doar prin colaborări cu anumiți YouTuberi, pentru că n-a făcut nimic încât să iasă în evidență prin contentul ei de calitate. A crescut prin ajutorul altora, pur și simplu a colaborat cu atât de mulți YouTuberi încât a reușit să ajungă și ea cineva, pentru că n-a. Hai că mă duc la ăla și la ăla și tot o să filmez cu YouTuberi faimoși și o să ajung și eu faimoasă. Mi se pare normal, mi se pare super logic că treaba asta o să meargă. Dar mi se pare stupid, pentru că povestea e mult mai complexă de atât, dar nu vreau să arunc totul pe YouTube. Ai făcut două videoclipuri foarte complexe, aka Q&A-uri, și au ajuns în trending. Cred că ai găsit rețeta succesului. Fii fată și pune titluri handicapate. Dar hai să vedem ce ai făcut tu în ultimul tău Q&A și o să-ți arăt eu cât de penibilă ești. Văd că foarte mulți youtuberi pe care eu personal îi admir au făcut o chestie. I-au dat mesajul lui Bongo. Așa că am vrut să-i dau și eu mesaj lui Bongo să văd ce zice. O, Doamne, ce drăguț. Voi ați auzit, au văzut și ala alți youtuberi că au dat mesaj la Bongo și vrea să dea și ei. Oh, are idoli. Nu că e drăguță, foarte simpatic. Spune dracu cum trebuie că ai primit câteva sute de euro să promovezi porcăria asta de Bongo și să spui lumii cât de tare e Bongo și vai ce inovație e porcăria asta. Dar de ce nu spui că acel mesaj trebuie plătit, nu mai știu, 1 euro, 50 sau 2 euro ca să dai acel mesaj? De ce lași copiii de 9 ani să fie influențați de porcăria ta de videoclip și să plătească niște bani pentru niște chestii irelevante? De ce dracu ai dat mesaj la Bongo? Trebuie să ai 10 ani și, nu știu, telefonul maică-ti cu credit sau al tău și să zici părinților: hei, nu mai am credit din cauza că am vorbit cu Georgeta și îmi place de ea, nu știu. Fira, ai dracu cu maimuța ta, Bongo. Doamne, cum să promovezi așa ceva? Mi se pare așa o porcărie. Știu că mai mulți au promovat porcăria asta, dar felul în care a spus-o ea mi-a dat cringe total. A văzut la YouTuber și acum vrea și ea. Spune-o, frate, pe față că e sponsorizat clipul, nu că ai văzut la alți YouTuber. Doamne, cât de stupid. E foarte stupid că ai încercat să faci alt clip de duzină pentru o promovare. Asta mi s-a părut cea mai mare prostie posibilă. Bine, toate videoclipurile tale, cum ar spus și BC, sunt niște clipuri de duzină. Nu știu dacă tu ai clipuri mai mult de Q&A-uri. Nu știu, știți cum numesc vloggerii noștri Q&A-urile? Chiar dacă le fac, ei sunt conștienți de asta. Sunt clipuri fără inspirație. Și da, e ok să faci un Q&A o dată la o lună, o dată la două săptămâni, și de-aia face mereu Q&A, frate, mereu. Deci toate clipurile ei sunt Q&A-uri. Dacă vouă asta vi se pare ceva super tare și na, vi se pare că totul se rezumă la aspectul ei și că ea trebuie să fie cineva pe YouTube doar pentru aspect, aveți dreptate, ea trebuie să fie cineva doar pentru aspect. Dar sunt vloggeri în România care muncesc mult mai mult decât ea și n-au vizualizările ei, pentru că, na, nu suntem fete și, na, nu mă refer la mine, bineînțeles, mă refer la anumiți vloggeri. Să știți că sunt și vloggeri tari în România, nu numai deștia
gen super sell-out. Și unii chiar care sunt sell-out nu sunt la fel de gangster ca și mine. Înainte să termin cu concluzia, vreau să vă zic așa o mică chestie pe care s-ar putea să nu o știți. I-am numit pe Vural și pe Bisi vlogger necunoscuți. Mă scuzi? Îmi pare rău că ei nu au o pereche de țâțe și niște lăbar pe videoclipuri, pentru că lumea nu se uită la tine pentru că faci ceva relevant și pentru că ești fat, atâta tot, și pui videoclipuri cancer. Sunt virgină? Nu, normal că nu ești, pentru că ai fost parte de YouTuber, lmao, lol. În concluzie, draga noastră Mimi, ai crescut pe spatele altora și ai uitat. Ai uitat cine te-a crescut și cine te-a ajutat. Foarte penibil din perspectiva mea. Dar ai crescut și singură prin videoclipuri de căcat, frate, pentru că nu au nimic important în ele și nu cred că ai vreun scop în videoclipurile astea. Sunt simple Q&A-uri cu un titlu foarte atrăgător pentru copiii de 12 ani și pentru cei ce încă au rămas la mâna dreaptă. Felicitări! Felicitări, nu știu, nu mai am cuvinte, pur și simplu. Din partea mea, ai subscribe și o să mă uit la toate videoclipurile tale, dar pe mut.